nu-mi doresc acest lucru, dar în cazul în care pică acest referendum, consecințele politice ar putea să da repercursiuni și la alegerile care vor urma pe urmă. E legat asta oricum de miză, ori de un antrenament pentru următoarele alegeri. Puterea în stat trebuie împărțit și doar atunci apare echilibri care te ajută să construiești, să dezvolți țara. Deci într-un an de zile, într-un sat, cu peste 2000 de locuitori s-au născut trei copii. Pe un drum național, am mers aproximativ 42 de kilometri, eu nu -am, am întâlnit un camion ori un autoturism. Zero. Nu am fost o unica mașină pe drum. Pe opinia unui prost, da. are mult mai multe like-uri decât o opinie structurată, argumentată, pe care mulți probabil nici nu înțeleg. Trebuie să foarte, foarte atent să explicăm fiecare om că ar trebui să-și dezvolte gândirea critică. Nu tot ce zboară se mănâncă, se vorbește în popor, și nu tot ce va apare pe ecranul telefonului, computerului, este adevăr. Instituții în care să nu se amestece politicul? Bine, întrebare, și. Bine. știți, m-ați atins la un punct, să zic eu, nevralgic, pentru că eu. Trăiesc cu dezamăgire în instituțiile statului, cam total, și din cauza asta pledez tot mai mult pentru unirea cu România. De asta și am intrat în politică. Astăzi am 53 de ani. Eu mai doresc vreo 20 de ani de viață politică activă și vreau anume pe durata vieții mele să văd acest proiect realizat. Asta este o ambiție de mea personală, dar ea va dura. Prieteni, bine v-am regăsit la un nou episod Newcast. În această ediție, personalitatea este el și nu ea, deși au fost vreo două ediții cu ele. De această dată vorbim cu politicianul, fost președinte cec, Iurie Ciocan. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! E timpul să vorbim și despre politica la Newcast, pentru că până acum nu prea... Sunteți probabil prima persoană direcționată pe acest domeniu. M-ați re responsabilizat acum dublu de cât am fost. Fost președinte cec, probabil cel mai memorabil președinte cec pe care ce puțin eu îl cunosc. Acum sunteți politician în toată firea, o să vorbim despre PSD România Moldova, dar ne aflăm în plină perioadă electorală, în câteva zile va începe și campania și aș vrea să să am o părere de la dumneavoastră, un calificativ în ceea ce privește lucrurile care ne încojoară în acest domeniu, în această campanie. Cum o vedeți? Deci, în primul rând, aș vrea să aduc anumite clarificări. Suntem într-o perioadă, într-adevăr, electorală, dar care se suprapune cu perioada electorală din Republica Moldova, unde cetățenii Republicii Moldova vor alege președintele Republicii și vor participa la un referendum constituțional de modificare a Constituției. În ceea ce ține de vectorul extern, integrarea europeană a Republicii Moldova, și alegerile din România, care practic se suprapun ca și perioade, pentru că în 24 noiembrie vom avea uh, turul întâi al alegerilor prezidențiale din România, 1 decembrie, de Ziua Națională a României, vor avea loc alegeri parlamentare și în 8 decembrie turul 2, al, al doilea al alegerilor prezidențiale. Respectiv, aceste două campanii se suprapun. Mai ales în Republica Moldova, mulți cetățeni uh, dau această întrebări că se mixează informația. Avem informații legate și de candidații din Republica Moldova, dar totodată noi știm că circa 1.200.000 de cetățenii Republicii Moldova au adoptat și ca a doua cetățenii cetățenie română, au redobândit cetățenii români și informațiile care vin pentru acești cetățeni cumva se mixează cu aceste informații. Dacă vorbim de alegerile din Republica Moldova, sigur că suntem într-o fază în care și partidile, și organul electoral central, organele electorale în teritoriu își pregătesc forțele. Pentru acest scrutin important alegem președintele țării, vom avea și un referendum, din punctul meu de vedere, extrem de important pentru viitorul țării, lucrurile fierb. Clocotesc, să zic, într-un cazan politic, într-un mod mai puțin obișnuit, să zic așa. Avem un număr mare de candidați, avem o uh, discuție largă pe problema referendumului. Unii zic pe, că vor susține, alții uh, că găsesc argumente de ce nu trebuie să facem acest lucru. Și eu pe mine mă bucur că avem parte de această dezbatere și această fierbire uh, în spațiu mediatic. Da. Um, ce părere aveți despre? Faptul că referendumul și alegerile prezidențiale să fie în aceeași zi. Dacă e vreo confuzie sau dacă avantajează pe vreo parte? Dipinde. Depinde din ce punct de vedere se examinează această problemă. Dacă vorbim pur tehnic, tehnologic în organizarea alegerilor, nu este o problemă să avem în aceeași zi două tipuri de discuții. Doar că actuala guvernare, majoritatea pasă, în Parlament anterior modificase legislația în așa mod ca să nu fie suprapuse aceste două tipuri de scrutine. Ulterior, mai puțin de un an de zile, deci la începutul anului 23 vorbim, au modificat legislația electorală scriind în codul electoral că nu sunt admise asemenea suprapuneri de scrutine, ca spre sfârșitul anului 23, Iar să intervin în codul electoral să zic că sunt admise, așa cum era și anterior. Și aici o să fac cu referință la uh, anul 2019, când în ziua alegerilor parlamentare, în baza unui sistem mixt, vă aduceți aminte că am avut și un referendum, dar avea un alt statut, dar pentru alegător nu are o, o careva importanță sub aspect de participare la alegeri, era un referendum consultativ privind micșorarea numărului de parlamentari și uh, dreptul cetățenilor de a-și revoca uh, parlamentarul ales într-o circunscripție unii nominal. Respectiv, noi am avut asemenea exerciții. Pe de altă parte, alegerile locale. Uitați-vă că în cadrul alegerilor locale, cetățenii votează cu mai multe buletine. Și nu există confuzie. Votează și primarul, votează și Consiliul Sătesc, votează și Consiliul Raional. În unele cazuri, dacă vorbim, de exemplu, de localitățile din suburbie Chișinăului, și votează primarul localității Consiliul în localitate, ulterior Consiliul Municipal Chișinău și primarul de Chișinău. Deci de la 3 la 4 buletine sunt folosite foarte frecvent de cetățenii noștri. Nu cred că va fi o confuzie. Politic vorbind, poate fi interpretată diferit această supropunere. Da, sunt voci care zic sunt că... Sunt argumente de o parte și de alta. Da, zic voci că Uite, deoarece doamna Maia Sandu este un politician 100% pro-european, lucrul ăsta nu cred că cineva îl pune la îndoială, și acest referendum pentru înscrierea în Constituția vectorului extern al Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană i-ar aduce avantaj. Chiar să aduc exemple, uite, faci campanie electorală înaintea campaniei electorale, promovând acest referendum. Pe de altă parte, alți, alți experți ori, alți oameni care pricep în domeniu zic că ar putea să fie un băiesc cu două capete, ar putea să joace și festa acest referendum, pentru că opoziția față de această schimbare este una destul de, destul de prezentă în spațiul media și uh, nu îmi doresc acest lucru, nu-mi doresc acest lucru, dar în cazul în care pică acest referendum, consecințele politice ar putea să dare repercursiuni și la alegerile care vor urma pe urmă. Deci, în cazul dat, este un risc asumat. Înțeleg de ce face Partidul de Guvernare acest lucru. Eu personal am să votez pro la acest referendum, pentru că sunt, în primul rând, sunt un cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, sunt cetățean al României, dar și al Republicii Moldova. Și în baza cetățeniei mele, ca cetățean român, eu înțeleg ce înseamnă să fii membru status, să fii membru în Uniunea Europeană, să fii cetățean al Uniunii Europene, să fii și membru NATO. Deci, respectiv, eu, fără niciun dubiu voi susține acest referendum și voi îndemna și alți oameni să facă la fel. Înainte de campania de perioada asta electorală, erau voci, ce puțin eu le auzeam destul de des, se spunea că nu prea există contracandidați pentru Maia Sandu, adevărați, care să, să, să câștige, să spunem așa. După care au început să apară 1, 2, 3, 4, inclusiv excluși și așa mai departe. E legat asta orecum de miză, ori de un antrenament pentru următoarele alegeri, numărul mare de candidați. Într-adevăr, am vorbit despre acest lucru. E un număr comparativ cu celelalte alegeri prezidențiale care le-am mai avut. Este un număr destul de mare. Vedem persoane care nu s-au ocupat niciodată de politică anterior, care au decis să candideze la alegerile prezidențiale. Evident, este un drept constituțional, pot face acest lucru mulți oameni cred că uh, această pistă ori această perioadă și campania electorală pentru alegerile prezidențiale va fi utilizată pentru încălzirea opiniei publice și acumularea de uh, experiență politică pentru participarea în alegerile parlamentare de anul viitor, care vor avea Practic peste un an loc. E posibil și acest scenariu. Oricum, eu cred că cetățenii noștri din Republica Moldova, cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, au suficientă experiență pentru a înțelege care-și candidat este, cum, să zic eu, pe bune, oricare a intrat în competiții să-și facă doar un antrenament pentru viitoarele competiții. Competiție electorală. Plus că noi, chiar și în toată lumea, suntem acceptați și considerați ca o țară cu o democrație electorală. Pentru că dacă o să vă uitați în istorie, de fiecare dată după alegerile parlamentare, la noi s-a schimbat anturajul politic. Deci, alegerile la noi contează, în urma alegerilor la noi are loc schimbarea puterii, de fiecare dată, într-o formă ori altă pe lângă alegerile care vor avea, scrutinul care va avea loc în Republica Moldova, în România, puțin intrăm și uh, peste scrutinul sau a, atenția opiniei publice spre cel din Statele Unite, uh -huh. uh, luând în considerare contextul regional în care ne aflăm și conflictul de, din coasta noastră, să spunem așa, uh, acolo mereu au fost doi candidați. Mereu au fost două partide și lumea zicea, păi, simplu, albastru-roșu, alb-negru. Noi, o țară mult mai mică, cu multe persoane plecate peste hotare, stabilite deja acolo, cu o diasporă destul de mare în, în Europa, avem atâția candidați. Cum e mai bine? Deci, e mai bine așa cum își doresc cetățenii Republicii Moldova. În asta sunt ferm convins. Nu este în drept nimeni să ne spună azi cum este mai bine. Dar, vă atrag atenția, Statele Unite au o istorie de organizare a alegerilor de parte de peste 200 de ani. 1. 2.

Deci eu am avut ocazia să văd mai multe alegeri cu ochii proprii, să particip în misiuni uh, electorale, să văd cum sunt organizate alegerile în Statele Unite ale Americii. Acest sistem de două partide bip, uh, bipartinic, deci uh, el este o imagine frumoasă în toată lumea și o imagine frumoasă la televizor, dar să știți că luptă în, uh, în alegeri mai multe partide în Statele Unite, inclusiv și la nivel local, la nivelul guvernărilor din Statele Unite, la nivelul auto locale sus, tradițional, adică sus la nivelul conducerii federale, noi vedem această luptă între două partide, dar de fiecare deci doi dată, oameni practic. Practic doi oameni, liderii partidelor care uh, se află în vizorul tuturor partidul Republican și partidul Democrat, dar uh, să știți că de fiecare dată, mai ales când vorbim de alegerile uh, pentru parlament, pentru Camera Reprezentanților și Senat, de fiecare dată uh, avem o paletă mult mai largă de partide. La alegerile prezidențiale, da, conturează doi candidați. Sigur că toată lumea stă cu ochii la alegerile din Statele Unite, pentru că astăzi, ne place, nu ne place, Statele Unite sunt prima vioară în politica internațională și, practic, ei dau tonul pentru tot restul dezvoltării politicii internaționale. Sigur că noi, ca o țară, ca un stat, în preajma cără avem un război, noi uh, trebuie să ținem cont de toate evoluțiile geopolitice care pot avea loc în urma alegerilor, inclusiv în Statele Unite, inclusiv alegerile din România, sunt extrem de importante. Pentru că suportul, ca și uh, Republică, ca și stat, care suntem noi între Nistru și Prut, cel mai important suport vine în primul rând din România. Întotdeauna, fie că e vorba de careva calamități, asistență umanitare, ori e vorba de un ajutor bugetar, ori de suport sub formă, nu știu, cel mai recent de autobuz școlare. Deci primul ajutor întotdeauna și primul suport l-am primit din România. În cazul dat, noi cei care avem și cetățenie română trebuie să fim foarte atenți la aceste subiecte și să manifestăm și un interes civic și față de procesele politice din România. Apropo despre procesele politice din România, dacă tot am ajuns în, în țara vecină, câțiva ani am urmărit unde aproape ce se întâmplă campaniile de acolo, de când era în vizor Joana, că iar o să revină Iohannis, uh, apoi fuziunea asta, PNL, PSD uh, ce se întâmplă acum pe arena politică din România? Fuziunea nu este un termen potrivit deci este o alianță de o guvernare alianță, dar, da, care ultime că noi ne apropiem de termenul de trei ani, ultimii trei ani guvernează România după ultimele alegeri parlamentare știm că am avut aproape 8-9 luni de o guvernare pur de partidii de dreapta când a fost PNL la guvernare cu usr -ul toată România a văzut și a înțeles că a fost o guvernare dezastru, inclusiv PNL, care astăzi, de ultimii trei ani, este în guvernare de coaliție cu PSD, clar vede acest lucru, că a fost greșită asocierea cu USR atunci cu Partidul Uniunea Salvați România de a guverna împreună, pentru că acel partid a dat dovadă de incapacitate de a fi la guvernare poate ar fi el bun în opoziție. Ce se întâmplă, România tot intră într-o uh, perioadă de pregătire către alegeri. Vedem că, practic, principalii candidați pentru alegerile prezidențiale deja au ieșit în reflectoarele presiei. Uh, vedem calitatea presiei din România. Deci avem uh, o palitră foarte, foarte largă de posturi de televiziune care uh, promovează un anumit curent politic, un alt anumit curent politic. Deci în cazul dat, alegătorul, ori spectatorul este acel care decide. Dar avem o palitră foarte largă de dezbateri politice. Ceea ce, din punctul meu de vedere, lipsește la noi Republica Moldova. De ce lipsește? Asta, mm. Eu aș atribui -o, probabil la oală copilărească de creștere politică. Când ai tendința de a monopoliza și spațiu informațional, și spațiu politic, și spațiu economic și tot restul. Deci, vedem că practic, toată istoria guvernărilor din Republica Moldovă sunt pre asta a dus. Cei care au fost la guvernare. cei toți au acumulat puterea în jurul lor. Uh, inclusiv actualul prim-ministru din România, domnul Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat în România, de nenumărate ori a zis că puterea în stat trebuie împărțit. Și doar atunci apare echilibri care te ajută să construiești, să dezvolți țara. În cazul dat vorbim de România. În Republica Moldova, dacă nu știu, haideți să ne uităm, dacă am avut guvernarea agrariană până în 2000, da? cu un partid majoritar la putere, toată puterea s-a concentrat în jurul lor. Vă aduceți aminte gluma că când era Partidul Comuniștilor la putere, că se vorbea prin toată țara că doar un personaj cu nume Oleg lucrează în țara asta, nu mai lucrează nimeni. Deci se focusau tot în totul jurul unui partid. Ulterior, fiecare partid, fiecare guvernare care vine, și acum avem exact același lucru. De fiecare dată când ajungem în, în pragul campaniei electorale, acest interes major, parcă naște o speranță că va fi mai bine. Pe de altă parte... Dacă ne uităm în istorie, ce ce spuneți dumneavoastră că încearcă să grebleze tot subie fiecare guvernare aparte, mă întreb de ce nu se învață. Pentru că chiar și pe timpul guvernării comuniste, cecul era opoziție. În unul din mandate, știm că domnul președinte Voronin a avut două mandate prezidențiale și a fost în ambele cazuri ales în Parlament. În mandatul al doilea, după alegerile. Parlamentare din 2005. Deci, într-adevăr, a, a avut loc o, o negociere politică unde s-a împărțit puterea. Lucrul ăsta s-a văzut. Și atunci mai multe instituții ale statului au fost partajate politic între partidele prezente în Parlament, inclusiv și Comisia Electorală Centrală, ceea ce pentru mine a, nu hai să zic așa, nu e un semn bun. Pentru că nu de a, din cauza că uite, a fost cedat opoziției, ori s-a menținut la putere. Dar din faptul că oricare umbră politică asupra Comisiei Electorale Centrale îi face rău. Că eu dai opoziției, că o păstrez la putere, oricum o dai în gestiunea unei forțe politice. Deci lucrul ăsta nu de bine. Instituția electorală trebuie să-și mențină corectitudinea, verticalitatea în fața oricărui partid, în fața oricărei puteri. Și des când ajung la aceste discuții, menționez că integritatea este o materie foarte, foarte finuță, dar ea e în interiorul fiecărui om, ea nu poate fi impusă. Ea poate fi educată într-o manieră oricare, dar ea, ea vine din, din felul omului a fi. Că ori ești integr, ori nu ești. Din faptul că o scrie în lege că um, este la opoziție, ori este la putere, da, lucrurile pot da anumite impulsuri spre îmbunătățire. Dar dacă omul care a luat în responsabilitatea sa acea funcție care o are, la organul electoral, ori în alte instituții ale statului, nu, nu are tărie de caracter necesar, atunci lucrurile nu, nu întotdeauna merg bine. Um, tărie de caracter eu o numesc anume integritate, pentru că trebuie să știi să zici nu. Este un cuvânt foarte greu, ușor zici da, dar trebuie să te înveți, mai ales politicienilor, trebuie să te înveți să zici nu. Și atunci lucrurile uh, pot căpăta în o, o altă turnură. În opinia dumneavoastră, cam câți ani ne trebuie ca să avem instituții integre sau independente, dacă vreți, nu știu dacă e termenul corect independent, dar instituții în care să nu se amestece politicul? Bine, întrebare. Și știți, m-ați atins la un punct, să zic eu, nevralgic, pentru că eu Trăiesc cu dezamăgire în instituțiile statului, cam total, și din cauza asta pledesc tot mai mult pentru unirea cu România, pentru reîntregirea românilor într-un singur stat, pentru că noi am dat dovadă pe perioade istorice diferite, am dat dovadă de același fapt, că noi suntem incapabili să ne autoguvernăm. De fiecare dată noi cerem, suntem cu mâna întinsă într-un fel. Fie pentru ajutare umanitare, fie pentru asistență bugetară. Deci noi nu avem nici forțe de muncă suficientă și nici businessmani care ar dori să facă afaceri aici în Republica Moldova în maniera în care ar fi suficiente imposte pentru a menține stat. Noi trăim într-un permanent deficit bugetar de la 20 la 25 Noi permanent ne împrumutăm. Fluxul migrațional este, e migrațional, este mare și el nu, 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 nu se oprește. Deci, uh, pentru mine, vă zic eu, trăiesc în această, în această dezamăgire ultimii ani că statalitatea noastră, pentru mine personal, este un proiect eșuat. Nu știu, poate altcineva crede altfel, poate sunt alții care au aceste speranțe. Eu cred că noi, pentru generațiile viitoare, pentru oamenii care vin din urma noastră, copiii și nepoții noștri, noi ar trebui să ne luăm mini să, să, să recunoaștem această să zic eu, acest ieșec al statalității noastre și să mergem pe cea mai scurtă cale de integrare în Uniunea Europeană. Pe cea mai scurtă cale, adică prin refacerea statului România, al alipirii pământului nostru românesc către către Nu sunteți prima persoană invitată la Newcast care vorbește despre unirea cu România, un vector folosit și practic adus la zero, pentru că a fost de multe ori discuții despre unire, dar iată că nu ne prea iese. Eu am un punct de vedere aici. Eu am văzut uh, oameni care s-au declarat unioniști și oameni care de, au profanat. De, vă dau au, un exemplu. Au eu, nu mă declar, eu nu mă declar într-un fel sau altul unionist sau nu. Eu am o speranță care vine de acolo, din rădăcina România. Dar nu văd un tren, deocamdată, până acum în Moldova, Capabil să ne ducă acolo, da. la, la țara mamă. Pentru că mereu s-au găsit persoane care au plecat de pe această cale ferată. Pentru că uh, noi, cei care ne dorim acest lucru, suntem prea modești și inhibați în noi și nu comunicăm suficient cu oamenii din jurul nostru. Eu, uh, vă spun, așa cum o fac eu în toată ziua, prefer să discut inclusiv cu persoane vorbitori din limba rusă, să le explic lor uh, care sunt beneficiile acestei reuniri pentru că în mare parte decolo vine vine opoziția de acolo vine o repulsie. Cred că noi am putea fi mai vocali în acest subiect. Sigur că eu pledez doar pentru instrumente politice, doar pentru instrumente civilizate în acest dialog. Nici într-un caz, pentru că am mai fost acuzat cu uite tu cumva semeni ura între, între naționalități, cumva ura etnică și așa mai departe. Nici într-un caz. Nici într-un caz. Eu vă atrag atenția. România este un stat unde se împacă foarte multe etnii împreună. Noi dar avem și... de la molul de la Iași a văzut doar limba rusă pe acolo. Știm lucrul ăsta cu toții, dar dacă revin la situația din România, uitați-vă, legislația electorală, care o cunosc destul de bine, garantează minorităților naționale, chiar dacă nu sunt asociate în partide, dar sunt ONG-uri care reprezintă interesele unor minorități naționale, să fie reprezentate în Parlament. Așa noi, inclusiv minorități vorbitori de limbă rusă sunt reprezentanți sau deputatul său în Parlamentul României. Deci vorbim de bulgari, vorbim de unguri, maghiari, care sunt și multe ucraineni, care au reprezentanța lor politică, plus au posibilitatea să-și duce copiii în limba natală și multe, multe alte lucruri. Deci toți, toți mergem în România. Vedem în județele unde majoritatea o constituie românii de etnie maghiară. Da. Vedem cât de ei sunt integrați în plină măsură în statul România. Ei își dezvoltă și autonomia culturală, au și, au și afaceri integrate cu Ungaria inclusiv, dacă își doresc acest lucru. Dar lucrurile se întâmplă pe teritoriul României cu susținerea statului României și cu contribuția la bugetul României. Pe unde e mai ușor? Prin unire sau prin integrare în UE? Din punctul meu de vedere, și lucrul ăsta l-a spus recent la Chișinău și, adică, cumva, voalat l-a spus și ministrul Maghiar de Externe, care a zis că, uite, în anticamerele, ori la întrunirile liderilor, or miniștilor de externe a Uniunii Europene, deseori se vorbește tot mai mult de anumite condiționalități, deși în public se vorbește despre deschidere necondiționată, în spațiile, să zic eu așa, mai private, se discută despre anumite condiționalități. Eu rămân, rămân adeptul cele mai scurte căi prin Unirea cu România. Deci noi putem face acest lucru și vă spuneam că mai multe persoane, care s-au declarat în istoria noastră, dar recent s-au declarat unioniști, din păcate au profanat acest, acest cale de dezvoltare. Prin comportamentul lor, prin atitudinea lor, prin hapsinia lor. Uh, eu vă atrag atenția iarăși la mici detalii care au avut loc în trecut. De exemplu, guvernul Pavel Filip, socialdemocrat în Republica Moldova, guvernul Viorica Dăncilă, social-democrat în România. A avut loc o ședință comună a acestor guverne la București, unde s-a semnat un document care se numea Unirea prin infrastructură. Foarte puțin la noi s-a vorbit despre acest document, dar eu sunt sigur că în arhivele medie și pe internet îl puteți ușor găsi. Da. S-a semnat un document, Unirea prin infrastructură, unde s-a vorbit despre interconexiunea rețelilor electrice, rețelilor de furnizare de gaze, rețelilor de autostrăzi și multe, multe alte lucruri care ne-ar ajuta pe noi, pe toți să devenim mai aproape, mai integrați unii cu alții. Pentru că noi și azi rămânem în continuare dependenți și de gazul din Federația Rusă și de curentul electric generat în stânga Nistrului și multe, multe, alte lucruri pe facilități rusești, pentru că știm că această hidrocentrală care este acolo termocentral în care ne vinde nou curentul folosește gazul care tot noi le dăm și care ne îndatorăm în, în, fața Gazpromului, adică a Federației Rusii. Lucrurile trebuie văzute într-un complex mai mare. Eu iarăși am vorbit dintr-o perspectivă personală și în oamenii care au cetățenii români. În primul rând să manifeste un activism civic. Atunci când statul român organizează alegeri, să-și dea interesul să vină la acele alegeri. Este o gamă largă de posturi de televiziune prezente în spațiul mediatic în Republica Moldova. Ușor le putem găsi în rețelele prin cablu. Dar chiar dacă nu e așa, astăzi internetul Internet, ne oferă da. oricare posibilitate. Să ne dăm interesul. Să urmărim și calitatea dezbaterilor, să urmărim și calitatea limbii române care este vorbită, progresele economice care le face România. Oricine din noi care trece prutul vede că România s-a transformat într-un șantier noi cost, construiesc astăzi, la moment, peste 750 de km de autostradă și drum expres. Deci România se schimbă la față. Se pornește construcția autostrăzii peste uh, munții Carpați, adică prin munții Carpați. Noi vom fi uniți cu autostradă, cu Uniunea Europeană. Inclusiv toată lumea a văzut proiectul prezentat public de construcție unui nou pod, așa numit pod Ungheni-Ungheni, peste Prut, care va fi un pod conectat direct cu autostradă. Și lucrurile astea nu, nu trebuie trecute cu videre, Ele sunt foarte importante. Și dacă noi, să zicem, generația care am fost născut în Uniunea Sovietică, cumva ne mai țin acele rădăcini și poate mai ține mintea minte acea istorie, cumva, nu știu, unii chiar mai sunt și nostalgici, nu e un caz dat, trebuie să ne gândim la generațiile care urmează. Noi nu mai avem potențial aici de dezvoltare. Resursa umană în toată ziua se răcește, Vorbesc de forță de muncă. Resurse naturale decât agricultură noi nu avem. Noi nu avem zăcăminte naturale care să ne ajută pe noi să devenim o, o țară prosperă și bogată. Noi întotdeauna am supraviețuit prin muncă grea la uh, uh, câmp, ori prin industrie care a fost aici construită. Știm că am avut și industrie radioelectronică și multe alte lucruri, care astăzi e nu mai este. Noi nici specialiști nu mai aveam eu am rămas surprins că o problemă mare care mă doare pe mine personal e legată cu condițiile de trai lăsat. Da? inclusiv cu sanitația lăsat. Deci eu lupt permanent, încerc să conving oamenii de afaceri statul să investească mai mulți bani să construiască acele blocuri sanitare în școli și grădiniță în interior, la calt. Pentru că foarte multe școli, grădiniță în Republică încă folosesc acele așa numite blocuri sanitare care sunt niște gropi de viceu undeva în capul grădinii. Deci lucru inadmisibil. Și uh, noi, dacă ne uităm în Uniunea Europeană, noi vedem că aceste lucruri se rezolvă ușor cu fondurile din Uniunea Europeană. Noi trebuie să ne dorim acest lucru. Trebuie să ne dorim și să-l facem. Uh, dacă să revenim la procesele electorale din uh, țara noastră și uh, ușor alunecăm spre uh, mediul online, da. adică internet, vorbim despre votul sau know-how-ul votului prin corespondență, pentru care s-a alocat un buget de 10 milioane, înregistrat vreo 2.000 de persoane. Ce părere aveți despre? Bugetul alocat a fost 19 milioane? 19. Da. Dar aici eu știu exact cum se procedează atunci când se bugetează cheltuieli legate de organizarea alegerilor. Se fac anumite estimări, inclusiv pornind de la numărul potențial de alegători care ar putea participa la votare. Aici, cu toată responsabilitatea, vreau să liniștesc opinia publică, nu vor fi cheltuiți toți, toți banii, 19 milioane. Vor vor fi cheltuieli legate doar de participarea acestor 2000 de persoane. Deci un anumit coeficient per persoană, mulțit la 2000 ori cât exact s-au înregistrat, acești bani vor fi cheltuiți. În rest, banii nu vor fi cheltuiți. Ce cu de fiecare dată, și de meu de vedere foarte corect face acest lucru, își face bugetul la cota maximă. Pentru că niciodată, nu știu, când întri într-un râu, dacă vorbim un pic alegoric, niciodată nu știi cum ajungi la celălalt mal. Trebuie să ai toate resursele pregătite. Orice s-ar întâmpla pe drum, să ai suficient capacitate ca să poți trece și nu ajunge în impas în organizare. Procesul electoral nu poți să-l oprești dacă ai demarat. Că uite, azi nu mi-ajung acolo niște, niște bani, n am pregătit resursa umană la timp. Și toate lucrurile se fac planificat pentru că odată demarat procesul electronic nu mai poate fi oprit. Aceste sume se revin la votul prin corespondență. Da, este un instrument interesant, dar este un instrument foarte, foarte vechi. Și foarte multe lume, din toate țările lumii refuză de acest instrument. Pentru că el uh, ușor este manipulabil. Uitați-vă opinia publică în Statele Unite ale Americii, ce vorbește despre vot prin corespondență. De exemplu, Partidul Republican Partidul Republican, deci practic unul din cele mai mari două partide, spune pe față că în 2020 victoria la prezidențială a fost furată prin votul prin corespondență. Și lucrul ăsta se vorbește deschis. Deci sunt anumite dubii rezonabile care le oferă lor această posibilitate să creadă anume în felul următor. Uitați-vă, când s-au deschis alegerile în Statele Unite ultimile alegeri care au avut loc prezidențiale, către acel moment, aproximativ 40% din cetățeni deja votați prin poștă, în, în avans. Deci, e și bine, e și rău. Eu, în continuare, pledez pentru instrumente electronice. Votul de la distanță este un, un lucru util, mai ales pentru noi, un stat care avem un număr foarte mare de cetățeni plecați peste hotare. Când vorbeam de circa 1.200.000 de cetățeni români, de, din Republica Moldova, eu sunt sigur că aproximativ un milion din ei sunt, sunt plecați în afară țării, anume în baza actelor de identitate emise de statul român. Da. Pentru că pașaportul, ca cetățean al Republicii Moldova, nu-ți permite să stai atâta timp cât ai nevoie în Uniunea Europeană, ești limitat doar la 90 de zile pe an și în acel acord între Uniunea Europeană și Republica Moldova și nu ai dreptul legal de a te angaja în baza actelor din Republica Moldova, Dar dacă nu sunt cazuri speciale când se obțin anumite permisiuni în mod special. Pe când cetățenia română îți permite să ai și rezidență în oricare stat membru din Uniunea Europeană, să stai absolut legal, să nu ai nicio frică, îți impostii, să plătești impozite, să muncești pe alb, să-ți acumulezi banii, să susții familia și să dezvolți familia. Dacă tot vorbim despre Tehnologiile în era internetului și în era inteligenței artificiale, pe de-o parte, votul ăsta electronic, dacă vă amintiți despre scandalul Cambridge Analytics, acea companie care a strâns da. practic date de pe rețelele de socializare. Cum asta influențează? Deci, haideți, haideți să nu lăsăm cumva o umbră că cineva ar fi mă, e, falsificat votarea. Nu. Deci alegerile în cazul Cambridge Nu s-au falsificat nicicum Deci voturile cum s-au votat nu așa in... au fost calculate Nu de falsificare, de... de influențare De influențarea voinței cetățeanului Prin rețelele sociale Asta a făcut uh, acea companie Deci ei au examinat Preferințele fiecărui om Și i-au targetat mesajele politice În baza de preferințele lui în așa mod Că el organic să le perceapă Pentru că dacă eu de exemplu Pe rețelele sociale îmi place să mă mai uit La paginile de sport ori de exemplu de politică, atunci ei au intrat exact pe paginile cele și exact acolo mi-au targetat publicitatea pentru mine. Fiecare cu interesul lui, spre exemplu. E și bine, e și rău. Dar noi, cei care mai ales facem politică, trebuie să știm că alegătorul și cetățean trebuie educat. Pe cât de banal ar suna acest lucru, trebuie educat omul. Pentru că noi, în mare parte, deschidem telefonul și începem imediat a consuma. Gândirea critică lipsăște, desori. Iarăși, aici, politicienii, noi pe piață îi vedem, atât în Republica Moldova, cât și în România, dar, în general, și în lume, vedem politicieni cam de două categorii. Unii care, făcând un sondaj de opinie, văd cam care e trendul în societate și se pliază pe acest trend. Alții, din punctul meu de vedere, mult mai responsabil, creează trenduri și atunci trag după sine societatea, își educă alegătorul. Este o muncă mult mai grea, dar o muncă care dă rezultate pe o durată mai lungă. Și atunci noi, cei care ne luptăm pentru voturile cetățenilor, trebuie să foarte, foarte atent să explicăm fiecare om că ar trebui să-și dezvolte gândirea critică. Nu tot ce zboară se mănâncă, se vorbește în popor și nu tot ce, ce va apare pe ecranul telefonului, computerului, este adevăr lucrul ăsta trebuie să-l știe. în mare în... parte, doar aici și, și închei în mare parte, oamenii care mai ales au trecut, de, să zicem, de 50 de ani au această, nu știu gândire că, uite, dacă s-a vorbit la televizor poate fi adevărat, pentru că s-a vorbit la televizor, că așa era, nu știu, în timpurile cele mai vechi când era un singur canal de televiziune și ei erau monopolul adevărului, dar uh, timpurile s-au schimbat, s-au schimbat radical și asta încerc și eu să-i explic oamenilor nu tot ce vedeți la televizor, nu tot ce vedeți în internet este adevărat. Încercați, comparați mai multe surse. Pentru această comparație, o să vă întreb scurt, TV sau online? Pentru că de o vreme încoace, online se dezvoltă cu pași rapizi. Vedem noi, mai ales cu viteza internetul în Republica Moldova, destul de bună. Acolo sunt un fel de dezbateri, la TV sunt alt fel de dezbateri influențează asta legătorul în prezent și dacă mai merită pentru un partid să se cheltuiască așa cum făcea acum, nu știu, 5-10 ani, să bage bugete în televiziune? Uitați-vă că toate televiziunile sunt prezente în online. Deci lucrul ăsta l-au constatat și patronii de televiziune. Deci dacă nu ești prezent în online, ești prezent doar în ETER, TV, atunci ești de parte de consumatorii de informații, cei ce nu poate să-și permită uh, patronii de televiziune. Deci patronii întotdeauna, proprietarii de televiziune, întotdeauna vor să fie cât mai aproape de spectator. Și atunci folosesc toate canalele posibile de a aduce spectatorul această informație. Uitați-vă, pe Facebook o să găsiți toate canalele de televiziune. Pe rețeaua X uh, tot așa, le găsiți toate, peste tot în toate rețelele de socializare, este acest lucru. Eu personal încerc să caut informații din diferite surse. Sigur că și din mediul online și din, din televiziuni, buletinile de știri, dar de fiecare dată încerc să compar anumite surse. Și odată ce ai acces la diferite surse de informații, începi a înțelege. Și, acest, și iarăși nu critic, pentru că lucrul ăsta nu e rău. Vezi că un anumit post de televiziune are o anumită politică editorială alt post de televiziune. Are o altă politică editorial. Dar ei exprimă puncte diferite și bine să încercăm să le auzim și unul și altul. Și atunci noi, prin baza intimii noastre convingeri, experienței de viață, să încercăm să ne creăm acest echilibru informațional. Pentru că și unii și alții trag jăratic la turta lor. Lucrul ăsta trebuie să-l acceptăm. În TV sunt anumite rigori, că comportamentale, dacă doriți, și atunci nu prea concurează cu ceea ce se întâmplă în internet din punct de vedere al libertății. Și în momentul în care uh, am văzut ce s-a întâmplat în Statele Unite cu scandalul cu Trump, când au intrat oamenii în în, uh, plădire, mirte, în Capitoliu, în Capitoliu uh, erau masă de oameni influențați anume pe Facebook spațiu necontrolat, da. uh, pentru care a fost chemat și Zuckerberg la un moment dat în, în Senat și așa mai departe. Adică, cu această libertate, cine cine educă aceste masă acolo? Nu există un pericol din acest punct de vedere. Deci pericole sigur că există și despre aceste pericole se vorbește tot mai mult, pentru că spațiul online este plin de informații care nu ar trebui să fie, inclusiv uh, pornografie, pedofilie și multe alte Când lucruri. Credem care... că opinia unui prost da. are mult mai multe like-uri decât o opinie structurată, argumentată, pe care mulți probabil nici nu înțeleg. Deci noi, sigur că cei care ne suntem implicați în politică, am putea să ne adaptăm mesajul. Dar din punctul meu de vedere este un lucru prost. Noi ar trebui totuși să educăm oamenii care consumă informații, să le explicăm că, uite, nu toată informația trebuie luată ca atare. Există și asemenea surse, de informații care trebuie neglijate. Pe de o parte. Pe de altă parte, vedeți că statele membri tot mai mult, inclusiv Uniunea Europeană, tot mai mult discută deja public, discută despre necesitatea unor reglementări și în mediul online. Eu nu sunt adeptul unor asemenea reglementări. Eu chiar în 2009, 2009, dacă mi-am bine, am fost într-o misiune internațională de observare a legilor în Parlamentul European. În Suedia a fost prima dată când au participat în alegeri un partid nou creat în Suedia, așa, așa numit partid, așa se numește Partidul Piraților. Este un partid care luptă pentru libertatea pe internet. Ei sunt prezenți în mai multe parlamente, state membre ale Uniunii Europene și în Parlamentul European. Deci un partid care din politica lor, ori din doctrina lor politică, îi zic, noi luptăm pentru libertatea în spațiul online. Dar libertatea fără educație duce doar la rău duce doar la rău. Pentru că multe lume, inclusiv la noi în Republica Moldova, eu văd acest lucru, am văzut recent pe stradă cineva a aruncat un pachet de țigări chiar jos. I-am făcut observații la ce am primit o replică că sunt om liber, fac ce vreau. Păi da, dar libertatea nu înseamnă să faci ce vrei. Libertatea inversă înseamnă să nu faci ceea ce vrei. Pentru că impulsul care îți vine mai mult ori mai puțin controlat, ori necontrolat, trebuie să-l moderez trebuie să-l moderezi, să înțelegi că sunt anumite reguli. Și statul, noi vedem că în anumite state deja apare această poliție cibernetică. Și probabil linia aceasta ea se va întăre. Noi, oamenii care accesăm informațiile, trebuie să dăm și un mesaj educativ. Eu asta fac. Să dăm și un mesaj de educare, de sensibilizare a opiniei publice, chiar de raportare, acolo unde vedem un, un conținut ilegal, ori un conținut manipulatoriu lucrurile astea cred că cu timpul se vor aranja. nu uităm că, nu știu, Facebook a apărut în 2007, da? Internetul, eu prima dată l-am văzut în, nu vreau să zic minciuni, cred că în 95, 94. Deci este relativ tânăr, un spațiu care, tânăr, care urmează încă să crească, să maturizeze, să-și formalizeze anumite reguli. Cum vedeți dumneavoastră viitorul votului clasic? De a veni la urnă, toată familia. Așa cum eu se eu nu pot să dau o, o prognoză cât timp va mai ține votul clasic, cert că el va mai ține. Dar cred că totuși perspectiva este pentru un vot la distanță, indiferent că e distanța de 10 metri de la casa ta pe la secția de votare ori de 10.000 de kilometri. Deci eu cred că noi vom ajunge la o etapă când votul într-un măsură considerabilă va fi trecut pe online, cu securizare. Deci noi astăzi, uitați-vă, e foarte E foarte elocvent acest lucru, e foarte sugestiv. Dumneavoastră sunt sigur că ca și mine deblocați telefonul mobil fie cu recunoașterea feței, ori fie cu amprenta digitală. Deci noi atât de mult deja ne am deprins cu acest instrument, pentru că inclusiv cardul bancar îl deblocăm ori o plată, bancară, care e conectă cu telefonul, o deblocăm cu amprenta digitală, ori cu imaginea feței, cu Face ID așa numit. Dar și amprenta digitală și fața noastră este prezentă în pașaport și în buletinul nostru. Deci statul ușor ne identifică, statul în sensul instituției responsabile de organizarea legilor în cazul dat. Dacă își creează bine sistemele informaționale și dacă își dorește pe bune acest lucru, ușor identifică cetățeanul de la distanță prin amprenta digitală ori prin expresia feței, prin imaginea facială. Respectiv, una din cele mai mari probleme care uh, este pus pe tapet atunci când se discută votul la distanță, este anume identificarea cetățeanului. Da? Noi deja astăzi ușor identificăm cu o garanții mari în baza amprentei și în baza uh, identității faciale. Uh, deci noi putem să ne asumăm acest risc, și, pentru că astăzi încă este un risc, dar să facem acest pas, să depășim frica și să le oferim oamenilor posibilitatea să voteze pe uh, prin instrumente electronice. Aș vrea să ne spuneți mai mult despre PSD România-Moldova. Este o organizație, o organizație virtuală, pentru că noi nu suntem înregistrați nici într-un organ a statului Republica Moldova, nu avem conturi bancare, suntem o organizație de voluntari, dacă vreți, care ne-am auto-organizat cetățenii Republicii Moldova și am constituit o organizație care promovează uh, politica Partidului Social Democrat din România în Republica Moldova, între cetățenii români din Republica Moldova să sunt întrebat, da, este legal acest lucru, dar de ce faceți acest lucru? În primul rând facem acest lucru pentru că aici sunt mulți cetățeni ai României. Cetățeni care sunt și alegători. Dar cum a venit această idee? Of, nu mi-a venit mie, hai să zic așa, pentru că inclusiv în perioada când conduceam Comisia Electorală Centrală, erau prezente partidele din România în Republica Moldova și statul român înființa secției de votare pentru cetățenii români în Republica Moldova. Acum, ultimele alegeri care au fost organizate pe teritoriul Republicii Moldova, alegerile din 9 iunie pentru Parlamentul European, am avut un număr record de secții, 52 de secții de votare și un număr record de participanți la votare. Deși, pentru mine, iarăși este un număr destul de mic. 56 de mii de oameni au participat la votare. Dacă comparăm datele precedente, 30 de mii și 56, ne pare mult. Dar dacă comparăm numărul de cetățeni români care estimativ sunt pe teritoriul Republicii Moldova între 250-300 de mii, fizic, cu prezență fizică, zic, atunci acest număr de 56 de mii pare foarte mic. Eu și echipa din care fac parte muncim să motivăm un număr cât mai mare de cetățeni să iasă la votare. Pentru că așa demonstrăm inclusiv și clasei politice de la București că noi contăm. Cât de mare este echipa? Noi suntem câțiva mii de oameni în membru cu cereri depusă, de membri de partid, dar echipa în care muncim, avem organizații teritoriale în centrele raionale, creștem echipa, 12 oameni suntem în echipa centrală. Deci, care este uh, reacția oamenilor atunci când mergeți în, 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 prin țară? Uh, nu am trezit repulsii. Am, trezit, am, am găsit momente în care cetă, cetățenii îmi spuneau, știți, dar eu nu am cetățenie român. Păi le uram succes și îi încurajam dacă își doresc acest lucru să depună cerere de redobândire a cetățeniei. Dar pe tot teritoriul, inclusiv în Gagauzia, noi găsim cetățenii români și oameni cu care purtăm un dialog, oameni cu care uh, putem discuta despre realitățile politice din România, face anumite comparații și oameni care uh, îndrăznesc să zic că îi motivăm să ne susțină politică în viitoarele alegeri. Deseori mă întrebam eu și pe invitații mei cum își imaginează ziua în care Moldova ar fi unită cu România, care ar fi autoritățile centrale, ce s-ar întâmpla la Chișinău, cum ar arăta asta. Este un exercițiu foarte, foarte complex. Deci statul României are uh, o structură administrativă la nivel central, la nivel local, bine structurată stabilit în legi și Constituție. La fel este și în Republica Moldova. De asta zic, romantici și între ghilimele, numindu-i romantici care vorbeau foarte mult despre unire, dar în termeni practici nu au propus nicio soluție niciodată, doar ziceau că uite hai mâine votăm în Parlament și ne-am Este o, o, o eroare și o inducere în eroare pentru că dai unui om credul, dai o speranță că lucrurile pot fi rezolvate peste noapte. Nu este așa. Deci lucrurile trebuie rezolvate în timp pe parcursul a mai mulți ani, poate câțiva zeci de ani. Uitați-vă reunirea Germaniei. Reunirea Germaniei a durat peste 20 de ani până statul federal german a zis că da, noi deja suntem pe deplin integrați. Este un model bine de studiat, bun de studiat și de parte de unele practici de acolo de le tras la noi. De fiecare dată mă întreb și cu greu primesc răspuns. De ce un elev în clasa 1 1 septembrie, că a fost recent în Republica Moldova, 10 septembrie au început studiile copiii în România. Deci un elev din, nu știu, din un gen, de exemplu, da, are un program de studiu în clasa întâi, un curicul de educație și la ea altul. Ce noi avem două limbi române, ori avem două literaturi române, ori avem două matematici, ori ce avem noi? Două. De ce trebuie să existe diferență între curiculile de studii? Cel mai simplu exemplu, de ce în instituțiile de învățământ superior trebuie să existe diferite curicule? De ce noi nu mergem toți în baza unui același model educațional? De ce noi nu folosim aceeași legislație? Pentru că tindem în Uniunea Europeană. Armonizarea legislației, în primul rând cu România, care are o legislație perfect adaptată Uniunii Europene, fiind stat deja cu tradiție în membru în Uniunea Europeană, ne-ar ajuta foarte mult să integrăm și piețele noastre. Ne-ar ajuta foarte mult să integrăm societatea până în sfârșit. Și într-un moment dat, eu, de exemplu, pentru mine, de asta și-am intrat în politică, astăzi am 53 de ani, eu îmi mai doresc vreo 20 de ani de viață politică activă și vreau, anume pe durata vieții mele, să văd acest proiect realizat. Asta este o ambiție de mea personală, dar ea va dura. De ce credeți că guvernarea actuală nu prea promovează acest mesaj. Mulți oameni care azi dețin funcții foarte mari în statul Republica Moldova, în afară de faptul că sunt cetățeni ai României, sunt și adepții unirii cu România, doar că nu pot zice acest lucru pe față pentru că sunt înalți demnitari de Republicii Moldova. Ei fac tot ce pot la locurile lor de muncă pentru a menține această statalitate. Dar noi vedem, realitatea. Noi vedem realitatea și realitatea este una tristă pentru noi, pentru că exact la 100 de kilometri de noi noi vedem cum uh, se dezvoltă România, cu pași foarte, foarte rapizi. Cresc salariile, cresc pensiile, se construiesc drumuri, se construiesc școli, se construiesc spitale. Iași a beneficiat o jumătate de miliard de euro a fost investit în construcția unui spital nou la Iași. Noi nu putem visa la așa investiții niciodată în condițiile în care suntem, dar niciodată, niciodată. Deci noi avem și infrastructura, inclusiv din domeniul Crotirii sănătății, învățământului. Avem o problemă gravă cu mentenanța actualului sistem, dar nimai vorbim de construcția la ceva nou. Recent, într-un dialog cu primarii, am constatat că avem raioane întregi unde avem probleme cu apa potabilă, mai ales în acest an secetos. Da. Și vedem cum, inclusiv prin suportul financiar din România, se construiesc apeducte, se planifică construcția apeductelor, inclusiv pe sub rău Prut, ca să aducem apa potabilă din România. Deci, cu două râuri. Cu două râuri. Deci lucrurile trebuie, trebuie apreciate real. Da, e un moment foarte emotiv, pentru că în dialog cu mulți oameni, recunosc, nu e țara mea, eu aici am născut, Republica Moldova trebuie să existe. Și atunci când începe a discuta, când porți un dialog, când prezenți realitatea din România, dar cel mai important prezenți realitatea din Republica Moldova și perspectiva, lucrurile captă altă față. Care este cea mai mare problemă a țării în prezent pe care o vedeți? De populare, din punctul meu de vedere. Faptul că pleacă foarte mulți oameni din Republica Moldova este o problemă care, eu nu știu, e de departe e problema numărul unu. Pleacă forța de muncă, pleacă familiile tineri, pleacă contribuabilii, pleacă energia și, nu știu, sângele în venele oricărui stat. Eu, recent, nu o să dau nume, pentru că suntem totuși într-un mediu public, recent am vizitat o localitate, am fost invitat la o sărbătoare a hramului satului, la un primar social-democrat. Domnul primar m-a anunțat, că, uite, program este un punct în care vor fi înmânate diplome familiilor în care s-au născut copii. M-am bucurat. E o inițiativă interesantă, da? Și când am ajuns la acel punct în ordine de zi, au fost înmânate doar trei diplome. Deci, într-un an de zile, într-un sat peste 2000 de locuitori s-au născut trei copii. Trei! Problema mare e de depopulare. Noi pierdem oameni și în campania electorală pentru alegerile în Parlamentul European, pe drum de la Ocniță spre Don Dușeni, pe o stradă, pe un drum național, am mers aproximativ 42 de kilometri, eu nu am întâlnit un camion ori un autoturism. Zero. Noi am fost unica mașină pe drum în luna mai anul acesta. Pentru mine a fost șocant acest lucru. Um... Schimbă un pic subiectul. Ce părere aveți despre, sau haideți să, să reformulez, cum va a prins războiul din Ucraina? Este o catastrofă geopolitică pentru noi și cu repercursiuni foarte, foarte mari pentru noi. Pentru că ambiția de refacere a Imperiului, decât Federația Rusă, Imperiul subordonat Federației Rusii, nu se limitează doar la Crimeea și Donbass. Noi lucrul ăsta trebuie să-l conștientizăm și trebuie să înțelegem că noi, acest teritoriu între Nistru și Prut suntem într-un permanent pericol și întotdeauna am fost. Pentru că ceea ce ne s-a întâmplat în conflictul de Pinistru și încearcă cineva chiar cu funcții de demnitate publică să ne expună într-o manieră absolut stupidă că a fost un război civil, ori a fost un război interietnic. Nu este adevărat. A fost un conflict impus pentru a ne decupa și pentru a ne băga acest conflict aici ca o ancoră să ne ție ancorață în area așa numită mir cei ce noi nu mai putem răbda, nu mai putem tolera. Deci noi, în Uniunea Sovietică, am fost o republică care nu am fost de proveniență slavonă, noi suntem de proveniență latină. Și lucrul ăsta îl constat și istoricii din Federația Rusă. Deci dacă, nu știu, Ucraina, Bielorusia, Federația Rusă, cumva au proveniență slavonă și cumva se țineau împreună, noi am fost de proveniență romană. Noi am fost rupți în diferite perioade a istoriei. Da, în curate, astea sunt mai multe țări din... Probabil. Deci eu nu-mi doresc să trăiesc într-o enclavă. Noi avem oportunități să trăim într-o țară adevărat membru a Uniunii Europene. Războiul este un dezastru și o catastrofă. Zilnic, eu am mai fost în Ucraina, colegii mei au mai fost în Ucraina, unde au fost câmp, acum vedem cruci și drapele Ucrainei. Lucru care este dezastruos. Uh, uh, sigur că toți stăm cu gândul la pace, dar iarăși cu un stat care a agresat alt stat, trebuie de găsit metoda cum de discuta despre această pace. Pentru că dacă conservăm situația ca atare, iertați-mă această alegorie, dar acest sânge de la colțul gurii a unui atacător, el doar se va dezvolta, îi va dezvolta apetitul să avanseze mai departe. Dacă nu acum... problema sau soluția a acestui război stă în numele Putin? Eu cred că nu-i vorba de Putin. Nu cred că nu e vorba de Putin, e vorba de o, 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 un stat, de punctul meu de vedere, iarăși, care în istorie, dacă o să ne uităm, a existat întotdeauna doar din expansiuni. Doar din expansiuni. Da, vedem rachete supersonice, pe tehnică militară de ultimele generații, dar totodată nu vedem un frigider, un televizor calitativ produs. Pe, în Federația Rusă. Deci lucrurile trebuie înțeles catare. Este un stat cu orientare militaristă care a existat întotdeauna din expansiuni. Pericolul pentru noi este mare și noi trebuie să fim extrem de atenți de ce se întâmplă în regiunea noastră. Avem România. Avem o țară mare, bogată, membru NATO și membru Uniunii Europene, care este țara noastră la toți românii. Deci cei care nu sunt români, care nu sunt moldoveni, ei oricum sunt bineveniți în să mergem împreună în această unire. Pentru că am repetat, România este un stat multinațional, și garantează la un nivel european drepturile și libertățile fundamentale pentru toate minoritățile naționale. Și acum, dacă ne apropiem un pic de final, să mai schimbăm un pic nota și să vorbim despre dumneavoastră. <laughs> Când am deschis Wikipedia am văzut multe distincții, ați fost observator în mai multe țări, ați fost absolventul Facultății urbanice și Arhitectură la UTM, apoi la USM, apoi... Sunt multe. Am... Cum v-a reușit? Păi da, am mai trăit ceva ani. Deci Cum am zis, am 53 de ani, da, într-adevăr am absolvit două facultăți, am făcut un masterat, un doctorat, am avut tragerea asta de, de, de a cunoaște și astăzi citesc cărți interesante mie din domeniul inclusiv a politicii din domeniul relațiilor internaționale. Deci cea mai recent carte a fost un cadou din partea fiicei mele care am citit-o, Războiul Cipurilor, cum în relațiile internaționale influențează anume polurile de dezvoltare industrială în domeniul electronicii. Și este un instrument de geopolitică enorm, care nu toată lumea îl înțelege. Pentru că avantajul tehnologic care îl are un stat, îi permite să aibă și un avantaj militar, și un avantaj economic. Doar atunci când îți dezvolți știința, când investești în știință și când ai progresie uh, pe teritoriul tău, uh, fă create. Fica trebuie să fie mare deja. Da, o fica mai mare are 19 ani și fica mai mică 17. deja vă dorește căți. Mulți ani uh, înainte. Uh, Sunt o persoană destul de ocupată și vă întreb cum uh, relaxați, unde vă încărcați bateriile, unde mergeți. Mm, ce fac faceți? sport? Fac sport, îmi place filmul și lectura. Astea sunt lucrurile care, care, care îmi place să le fac atunci când am timp. Dar să știți că trăiesc la casă și întotdeauna am dimăturat, din de grijit, de, de periat și multe alte lucruri, care le fac cu plăcere atunci când am timp. Dar mă străduiesc să-mi găsesc timp, pentru că schimbul de ocupații, dă mai multe relaxare. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc și eu! Pentru prezența la acest episod. Și vă mai aștept. Mulțumesc care cariera politică. Prieteni, atât a fost să fie pentru această ediție Newcast. Ne urmăriți pe YouTube, canalul New TV MD. Ne vedem data viitoare cu altă poveste, cu altă personalitate. Pe curând!